treia oară, în prima zi a lunii decembrie, Ziua Națională a României, evenimentul cu profunde reverberații în conștiința românilor, ce ne poartă cu gândul la Alba Iulia, acolo unde, în urmă cu 94 de ani, în fața peste 100.000 de oameni din Adar și din toate provinciile istorice românești, s-a sfârșit ultimul act al realizării statului național unitar român, Unirea Transilvaniei cu țara. Venită după hotărârile istorice, luată la 27 martie 1918 la Chișinău și 15 octombrie același an la Cernăuți, prin care pasarabenii și bucovenienii decisiseră reunirea cu patria mamă, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia consfințea privirea idealului de diacon al României. De asemenea, uniți între votarele aceleași stat pe care cu mândrie l-a numit România Mare. Evenimentul de astăzi ne prilejuiește ocazia de a ne estima gratitudinea și recunoștința față de cei care, la masa de scris, în cabinetele diplomatice sau pe câmpul de luptă, au făcut posibilă reunirea tuturor românilor într-un singur stat. Marea Unire este consecința activității în altelor spirite ale neamului românesc, de la Grigore Ureche și Mirop Costii până la Nicolae Bărcescu, Mihai Eminescu și Nicolae Iorga, care prin operele lor, răspândite pe tot cuprinsul românesc, au ținut treaz sentimentul național și au făcut să crească din generație în generație dorința unirii într-un singur stat mare românesc. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost rolul strălucitei acțiuni diplomatice românești, care înainte de intrarea țării primul război mondial, au obținut din partea puterilor antantei recunoașterea drepturilor istorice la României asupra Transilvaniei, Transilvaniei și Bucovinei. Nu cele din urmă, Marea Unire este rezultatul eroismului popular, a avântului și ranului patriotic, a nenumărate generații de români, care de-a lungul istoriei au ținut piept celor care au vrut să alunge din patra formării lor ca neam și ca istorie. O ultimă expresie a acestui eroism necondiționat a oferit-o combatanții de la simplu ostaș la general, care în marele bătălii, de la Mărăști, Mărășești și Oituz, din vara anului 1917, au înfrânt armatele germane, aducându-și o inestimabilă contribuție la victoria antantei și la încheierea unui război în care rolul României nu a putut fi ignorat. În aceste momente solemne, se cuvine să subliniem faptul că Marea Unire este și rolul acțiunii botoșenilor, ofițerilor și soldaților regimentelor, 37 infanterii și 8 vânători, ale căror eforturi eroice au făcut posibilă oprirea înaintării armatelor germane la locura Cașinului, Valea Răsușiței și Oituz, în anul 1917. Locotenentului Gheorghe Olinescu, mort în luptele pentru cucerirea Ardealului în august 1916, maiorul Grigore Ignat, imortalizat de sculptorul Horea Niclescu, în grandiosul monument alături în care ne aflăm. Mort cu mitraliera în mână la luptele cu armatele germane de la Mărășești, din august 1917. Capitanul Eugen Vasicov, medicilor militari, colonel Alexandru Vârcov și major Alexandru Cărcătravă, preoților militari Ioan Crățescu și Ioan Bădogeanu, și onoroșilor eroi necunoscuți, că la patria le va fi mereu recunoscătoare. Sărbătoarea Zilei Naționale constituie un fericit prilej de a evoca o pagină de trecutul glorios al țării și, în același timp, de a ne asculta viitorul. E momentul în care trebuie să ne angajăm, să ducem mai departe idealul celor care au copiat Marea Unire, să facem de România noastră și a urmașilor noștri o țară prosperă, demnă, al cărei nume să fie răstit cu respect oriunde în lume. Este momentul în care trebuie să fim mai conștienți, mai mult decât oricând, că pe umerii noștri apasă o responsabilitate de care nu ne putem dezice, aceea de a ne ridica la valoarea înaintașilor. România de azi, membra Uniunii Europene, trebuie să devină o voce distinctă în conceptul națiunilor continentului, pe măsura trecutului său și a potențialului material și uman de care dispune, pe care l-a demonstrat de nenumărate ori de-a lungul istoriei. Trebuie să fim convinși în puterea și căria noastră și în viitorul fericit al țării. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi botoșeni!